sentimental. Fragment. Dragostea cu chinurile ei. Gelozia, așteptările, dezastrele. Discuțiile interminabile din care n-ai lăsat la o parte nicio replică, așa par de esențiale în întregime. Razele de lună sau plescăitul vâslelor pe ape, apusurile printre norii trandafirii. Vorbele abia auzite, înțelegerile perfecte, numai ținându-te de mână, și altădată apropierile frenetice în locuri neștiute. Și la urmă, pentru unul totul s-a sfârșit și îl părăsește pe celălalt și îl lasă pustiu și pe neașteptate bătrân. Sau moartea. Ca să transcrii aceste stări și să-ți faci pricepute vibrațiile nu e poate prea greu. Dacă te chinui cu intensitate, cuvintele se împreună de la sine. Lectorul te va înțelege ușor, căci își va aduce aminte de experiențe similare sau va avea în fața lui căldura ta, izbucnirile pline de culoare, neliniștile. Deoarece tot ce frământă are relief. Sunt însă momente, la începutul dragostei, mult mai nuanțate, mai estompate, al căror contur este mai greu de prins. Vorbe neînsemnate care vibrează cu aceeași intensitate ca și o amenințare de moarte pentru o ureche mai rafinată, căci dacă ești atent, găsești în ele de pe acum, în miniatură, toate cataclismele viitoare. Poți scoate din ele interpretări inverse, după cum vei face-o din scenele cele mai puternice și mai ales desprins din toată atmosfera, odată cu impresia unei arhitecturi extrem de complicate, care se înfăptuiește totuși spre stupefacția ta și nesiguranța melancolică, ușor dureroasă, că poate totul nu e decât o părere, o iluzie, o glumă a naturii și că o singură vorbă ne la locul ei sau gest greșit va destrăma totul. Și dacă vrei să păstrezi ceva din prospețimea acestor clipe așa de rare în viața ta necăjită sau prea stearpă sau prea complicată, trebuie să le înregistrezi imediat, cum voi încerca eu în aceste pagini, căci altfel sau frământările de mai târziu vor înăbuși ondulațiile prime sau indiferența te va face să nu te mai apropii cu nicio emoție de acele umile evenimente.